registrare nu. Era în ochii lui Luni și Arterii. Și era în fețele lor, și în pielea și părul lor. Și era și în fața mea, și în pielea mea, și în părul meu. Și acestea erau ca umbrele lui. Erau semnele după care știam noi că el existase, că a fost real și că obișnuia să calce pe mocheta din sufragerie, să bea din aceeași pahare cu apă, și acelea sunt umbre. De asemenea, și că umbrele corpului său erau încă imprimate în fotoliul ratabil în care stătea Juanita. Că și fotoliul era o umbră. Și dacă eu încă le văd, încă îi văd umbrele, încă aflu lucruri despre el de la Terra, de la Rudy și de pe internet pe care nu le știusem înainte. Atunci, nu însemna că și dacă murise, exista ceva din el care continua să trăiască? Sau că există ceva fadimensional, un teseract care nu moare niciodată și pe care noi nu-l putem vedea în realitate niciodată? Și dacă acele lucruri pe care încercam eu să le descoper ca înțelesul dragostei, al curajului și al adevărului, dacă motivul pentru care erau atât de greu de văzut era că și ele, de asemenea, erau teseracte? Dacă erau aceiași teseract? Dacă momentele în care simțim noi dragostea și suntem curajoși și spunem adevărul, sunt momente în care noi suntem quadrimensional, momentele în care suntem la fel de mari și pretutindem ca și cosmul, momentele în care ne amintim. Cum să spun? Ne amintim cu adevărat. Știm cu adevărat că suntem făcuți din praf de stele și suntem ființe omenești de pe planeta Pământ. Ființe omenești cu tați care au murit când noi aveam 3 ani, cu frați mai mari care locuiesc în Los Angeles, cu mame care au schizofrenie, cu Terra despre care nu știuseră înainte, cu eroi care poartă helanci, cu prieteni cu cornuri zen, cu aventuri secundare, cu sisteme digestive sensibile și aceste cuvinte pe care încercăm noi să le folosim ca să le descriem, ca să descriem acel sentiment, cuvinte ca dragostea, curajul, adevărul, motivul pentru care nu îl pot descrie în totalitate. Motivul pentru care nici sunetele, nici muzica, nici imaginele nu pot descrie în totalitate este acela că și ele sunt toate niște umbre. Și cuvintele sunt umbre. Bănesc că am spus ultima parte cu voce tare, pentru că toată lumea a întors capul spre mine, iar eu stăteam în picioare, probabil din cauza că mă gândisem la plutire. Și dacă tot eram în picioare, am început să turn apă în pahar pentru Luni, chiar dacă el îmi spusese să stau potolit. Turnam apă pe lângă pahar și vreo câteva picături au căzut pe măsuța de cafea. Dar eu continuam să turn și simțeam cum toată lumea se uită la mine, dar eu nu voiam să-mi iau ochii de la carafă, pentru că nu voiam să împrăști și mai multă apă și a devenit mai ușor să torn pe măsură ce apa a trecut din carafă în pahar și carafa s-a golit și am dat paharul lui Rudy. Știam că nu era sete, dar știam și că avea nevoie de apă. Rudy s-a uitat la mine și apoi la pahar, a spus telefonul jos, a luat paharul de la mine, aproape uitasem cât de liniște era. Până când Juanita a început să vorbească din nou. Ești foarte norocos. În ciuda tot ce s-a întâmplat, ești afară de primejdie acum. Ești interesat de școală. Ai învățat să-ți porți singur de grijă. Ăsta e cu adevărat un semn bun. E cu adevărat noroc. Trebuie să fii avut niște modele foarte bune de urmat în viață. Apoi și-a închis iPod-ul dosar și-a împreunat mâinile peste el și a continuat. Mulți dintre copiii pe care îi cunosc nu sunt atât de norocoși, de pildă, chiar ieri am fost. Dar atunci Juanita s-a oprit și i-am observat cearcănele din jurul ochilor. Erau exact ca ale mele. Și am vrut să întreb ce se întâmplase ieri, dar nu mi s-a părut potrivit să întreb. Apoi am auzit cu toții plânsete venind din dormitor. Ăsta e el? A întrebat Juanita. M-am uitat la Rudy, iar el a dat din cap. Vreți să-l cunoașteți pe Carl Sagan? Am întrebat-o. Da, îmi plac câini, mi-a răspuns ea. Atunci am deschis ușa dormitorului, iar el a dat buzna și a mirosit mâna Juanitei.
Avea coada strânsă, dar s-a lăsat mângâiat câteva clipe, înainte de a veni fuga în spatele meu. Știu că acum Carson ne-e speriat ca un pisoi, dar dacă îl destrez să fie ca un câine de pază, n-ar putea fi el tuturor meu egal? Am întrebat. Toată lumea a râs și Juanita a spus. Din păcate nu. Știu, era doar o glumă, am zis eu. Trebuie să plec la o altă întâlnire. Dar hai să ne vedem din nou săptămâna viitoare, a spus Juanita. Apoi i-a dat cartea de vizită lui Rooney, mi-a dat-o și mie, apoi mi-a mulțumit pentru apă și mi-a urat noroc cu iPod-ul de aur.